În ședința ordinară de Consiliul Local din 30 octombrie, aleșii locali târgujieni au adoptat o hotărâre ce vizează aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager al Teatrului Dramatic Elvira Godanu din Târgu Jiu, precum și proiectul de management și durata acestuia. Astfel, Cosmin Brehuța a fost confirmat în funcția de manager al instituției de cultură după ce acesta a trecut concursul organizat de Primăria Târgu Jiu. E proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcției de manager al Teatrului Dramatic Elvira Godanu Târgu Jiu, a proiectului de management precum și a duratei acestuia, în vederea numirii domnului Brehuță Ciobănuc Cosmin în funcția de manager. Felicitări, domnule director. Aveți în spate toată documentația. Dacă mai sunt întrebări, discuții pe marginea acestui subiect, dacă nu, supun votului noastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Este domnul director. Cu 18 voturi pentru. Brehuța a obținut nota 8.05 la analiza proiectului de management, 8.27 la susținerea proiectului în cadrul interviului, fiind declarat admis cu o notă finală de 8.16. Durata contractului de management al acestuia la cârma Teatrului Dramatic Elvira Godanu este de 5 ani.